Statistica de promovabilitate pentru toate categoriile de permis auto la Giurgiu ne arată că din 6.606 înscriși anul acesta, doar 2.551 s-au văzut cu carnetul de șofer în mână de la prima încercare până în acest moment. Mai exact, procentul promovaților este de 39,02%, în scădere față de anul trecut cu 4%, conform Serviciului Public Comunitar, regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor Giurgiu. Cei mai pregătiți de încercarea examenului rămân în continuare bărbații. Cele mai multe dosare depuse la Serviciul de Permise și Înmatriculări sunt pentru categoria B. Conducătorii autogiurgiuveni cu experiență au și câteva sfaturi pentru cei care doresc să devină șoferi. În primul rând e talentul născut al celui care dorește să obțină permis de conducere și apoi seriozitatea în trafic. Nu pot să îi sfătuiesc altceva decât să învețe legea circulației foarte bine și să urmeze cursurile de școlarizare. Să învețe mai multe legislații. Și atât. Îi sfătuiesc să învețe bine, să fie pregătiți din orice punct de vedere, și la sală și la traseu, și să-și ia permisul cu succes, adică să nu... Există vreun secret al pregătirii, să zicem așa? Da, să învețe foarte bine decretul rutier, chestionarele, să conducă, să învețe bine de la instructorul care fac orele cu ei. Motivul procentului mic de promovabilitate al examinațiilor pentru permisul auto la Giurgiu este în primul rând slaba pregătire teoretică a candidaților. Chiar dacă procentul promovabilității examenului pentru carnetul de șofer este în scădere, numărul celor înscriși rămâne în creștere.